Păsările care sunt considerate simboluri ale păcii pot cauza probleme oamenilor care nu știu să se protejeze. Este vorba despre porumbei, care transmit multe boli prin apă, alimente sau suprafețe contaminate cu fecale. Chiar și fără un contact direct cu un porumbel, o persoană are șanse să contacteze o boală comună animalelor și oamenilor. Porumbei orașului își fac nevoile în timp ce stau pe o balustradă de balcon sau pe pervazul unei ferestre și este suficient să nu vă spălați mâinile după ce ați atins balustrada și să vă infectați cu una dintre bolile periculoase pentru oameni. Ca orice pasăre poate să transmită microbi. Ați văzut, copiii stau aproape de ei în parc. Neglijența părinților. Am auzit că transmit o boală, dar nu știu ce boală. Ați văzut oamenii mai maturi sau copiii apropiindu-se de ei? Da, mai ales copiii să joacă cu ei. Și ăștia mai vârstă, mi le dau mâncare aceea. E frumos, dar am auzit că transmit niște boli. Dar frumos așa în parcă aceea. Trebuie să avem grijă, să ne ferim, să punem mâna pe ei. Se dea mâncare și ne trebuie. Una dintre cele mai periculoase pentru oameni, boala porumbeilor, care provoacă o tuse similară cu răceala obișnuită, se transmite prin aer. Aceasta se numește adesea boala papagalului, deoarece poate fi infectată și de la păsările ornamentale domestice. Am auzit pe la televizor. Știința, e de oameni cu știință, nu știu, dar așa cred, nu știu. Precis, da? Ați văzut de-a lungul timpului copiii aproape de ei? Da, se joacă copiii, le drag. La păsări aceste boli nu sunt tratate, antibioticele pot ajuta oamenii, dar unele dintre bolile purtate de porumbei sunt dificil de vindecat. Astfel de boli ale porumbeilor au timp să lase daune ireparabile în corpul uman.